Potrivit anchetatorilor, tânărul a avariat în această noapte 5 mașini. Din primele cercetări a reieșit că, aflat la volanul unui Golf, a mers cu viteză și a lovit frontal un autoturism Logan, aflat în mers. În urma impactului, mașinile au fost proiectate în alte 3 autoturisme parcate. Accidentul a avut loc pe o stradă din cartierul Războieni din Pitești. Eu am auzit bubuitură. Auzim bubuitură, am coborât jos, că am văzut mașina, mi-am văzut mașina, am întors invers. Asta, am coborât, era loviți aici amândoi. Proprietarii mașinilor lovite se vor îndrepta acum împotriva șoferului pentru a-și recupera pagubele. S-a luat. E terminată. Asta e rupt. Față de ăsta e binișor. Vara e terminată. Nu ce spun lui Adi. Am fost poliția, a luat. Și... Smurdu. A fost și smurdu. Ce a spus proprietarul neamarin ăsta, ciobotul. Șoferul Golfului, care are permis de doar 2 luni, a refuzat să sufle în etilotest și a fost recalcitrant cu oamenii legii. Poliției biroului rutier Pitești a reținut un tânăr în vârstă de 19 ani. Acesta, după ce a fi produs un accident rutier care nu s-a soldat cu victime, a refuzat testarea cu aparatul etilotest și recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta a fost încarcerat în centru de reținere și arest preventiv al Inspectoratului Județean de Poliție Argeș. Incredibil este că, în urmă cu 4 ani, la vârsta de 15 ani, tânărul a furat mașina părinților și a lovit 2 autoturisme aflate în parcare. De teamă, după ce a realizat ce a făcut, băiatul s-a aruncat de la etajul 7 al blocului. A ajuns la București la spital, iar medicii i-au salvat viața. Acum a fost reținut, dar nu a înțeles gravitatea faptelor sale. Dar ce s-a întâmplat? A? Ce s-a întâmplat? Tu ce zici? De ce ești la poliție? A? De ce ești la poliție? Tu ce zici?